Ai, bine, acum, pentru că vine primăvara, avem ocazia să participăm și noi la maratoane. Sănătate să fie! Iar iubirea înflorește primăvara, nu de alta, că vine primăvara cu multă muzică, multă dragoste, culoare. Iar în emisiunea noastră avem și un invitat special. Paul Surugiu, Fuego. Nu am crezut în dragostea cea mare, cum n-am crezut că te voi întâlni. Și din iubire inima te doare, dar fără tine n-am să pot trăi. Iubirea înflorește primăvara, în nopți cu lună plină aud chitara. În brațe eu te țin întâia oară, iubirea mea, tu ești o floare rară. Iubirea înflorește primăvara, din ochii tăi adânci coboară seara. Nu plânge, draga mea, eu sunt cu tine și vara cea fierbinte e în mine. Tu ești frumoasă ca o zână bună și cerul poate mi te-a dăruit. N-aș întreba dacă ar putea să-mi spună, mă vei iubi chiar până la sfârșit. Iubirea înflorește primăvara, în nopți cu lună plină aud chitara. În brațe eu te țin întâia oară, iubirea mea, tu ești o floare rară. Iubirea înflorește primăvara, din ochii tăi adânci coboară seara. Nu plânge, draga mea, eu sunt cu tine și vara cea fierbinte e în mine. Primăvara, în nopți cu lună plină aud chitara. În brațe eu te țin întâia oară, iubirea mea, tu ești o floare rară. Iubirea înflorește primăvara, din ochii tăi adânci coboară seara. Nu plânge, draga mea, eu sunt cu tine și vara cea fierbinte e în mine. Bună dimineața, vă salutăm! Uite, ne-am pomenit amândoi aici, semn că avem o ediție cu totul și cu totul specială și în această dimineață avem un invitat special. Da, dragilor, bună dimineața, dar trebuia să-mi spuneți că astăzi faceți gala premiilor Oscar, că veneam și eu îmbrăcat la costum. Eu surpriză pentru Leo DiCaprio și pentru Paul Surugiu. Da, sigur, și trofeul ăsta foarte frumos. Deci m-am uitat la mai toate filmele care sunt nominalizate la Oscar. Bineînțeles că și eu îl susțin pe Leonardo DiCaprio, dar am o poveste foarte frumoasă cu el. Eram în Cuveit, ultimul turneu al Laurei Stoica, Dumnezeu să o odihnească. Eram cu ea în Cuveit la comunitatea de români de acolo, trei spectacole într-un weekend. Sunt român în Cuveit? Da, în Cuveit, tu știi unde e Cuveit? Da, știu, de asta și mă întreb, sunt români? Nu vrei să știi unde e Cuveit? Există o comunitate de români în Cuveit? Sunt peste 1000 de români în Cuveit. Și țin minte că am stat în aeroportul din Dubai vreo 7 ore ca să așteptăm aeronava care ne ducea în Cuveit. Din Dubai până în Cuveit face o oră. Vreau să-ți spun că acolo... Eu vorbesc de perioada când eu aveam șuvițe.
galbene. Și semănam un pic cu Leonardo DiCaprio în Titanic. Nu să uit cât trăiesc eu. Și Laura era la perfecție cu limba engleză. Eu o scăldam pe vremea aceea cu engleză. Și la restaurant unde eram noi acolo, tot veneau ospătărițele alea și îmi puneau mâna în păr și îmi făceau așa. Și Laura zic, mă, ce tot îmi pună și ea mâna în păr? Și întreabă și zice, seamănă cu Leonardo DiCaprio, știi? Măi, joacă extraordinar de bine în filmul acesta, l-am văzut într-o seară. De fapt, mi-am propus ca în fiecare seară să văd, înainte de a mă culca, câte un film. Am văzut majoritatea filmelor. Leonardo DiCaprio este un mare actor și a jucat în filme extraordinare, dar în filmul ăsta parcă, cum să spun eu, urmărind... Am uitat tot globul. Da, nu știu. Pentru cei care au puterea să urmărească. Da, e un film foarte complicat. E un film complicat și greu de interpretat. Da, da, da. Sunt niște secvențe cutremurătoare. Dar o să vedem asta duminică, pe 28 februarie. Astăzi ne bucurăm că ne-am întâlnit aici în platou și vrem foarte mult să aflăm despre proiectul care pornește din primăvară, Artă pentru Suflet. Da, Artă pentru Suflet este un proiect care se găsește pe site-ul oficial Art by Fuego. Tot ceea ce realizez din picturile mele, majoritatea picturilor care sunt vândute, să zic așa, partea financiară merge către Legendele României și Basarabiei. Sunt artiști care ne-au alinat copilăria, care ne-au făcut mai buni și, din păcate, unii dintre ei sunt bolnavi, unii nu au posibilitatea să-și cumpere medicamentele lunare și atunci acest gest caritabil, eu cred că este binevenit în această perioadă. Și am reușit, uite, să aducem bucurie câtorva nume importante ale scenei și eu mă bucur pentru că încerc să fac niște lucruri frumoase și nu vreau să-i uit pe cei care ne-au făcut mai buni atunci când eram copii sau pe cei care cu mândrie au rămas pe scenă și au jucat dăruindu-se în totalitate. Și la fel și tu, atunci când faci muzică, când pictezi, te dărui în totalitate. Și mai știm că în această primăvară începe un turneu în România. Da, e un turneu în România, un turneu național. Voi veni și în Republica Moldova, dar toate la timpul lor. Pregătesc surprize extraordinare. Turneul meu se cheamă S-a aprins o stea. Titlul vine de la un cântec pe care mi l-a scris maestrul Joel Chereștei, care, dragi telespectatori, la 82 de ani scrie. Și scrie foarte frumos. O muzică de film, aș putea spune. Cu albumul maestrului Chereștei, anul trecut, am câștigat premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pentru cea mai bună muzică anului trecut. Știi, nu se mai prea poartă în ziua de astăzi muzica cu melodie. Sunt ritmurile astea, știi? Muzica asta de o care vară. Care te zăpăcesc, da. Și te... Eu cred de o vară, de o săptămână deja. Da, eu cred că mai repede sau mai târziu vom reveni la muzica cu melodie. Muzica pe care o ascultam noi cândva, știi? Dacă eu vreau să mă liniștesc, mă duc și ascult ce-mi place. Ce-ți când place? Pictez, ascult. Ce de exemplu, place? Ce îmi place muzica clasică foarte mult. Dar dacă vrei, din repertoriul nostru, al artiștilor care cântă o muzică romantică, o muzică frumoasă, uite, dacă vreau să mă liniștesc, îl ascult pe Demis Roussos sau pe Julio Iglesias. Sunt mari artiști pe care eu îi ador. Uite, să știi că îmi place Alla Pugacheva enorm de mult. Pentru timbru ei vocal și pentru repertoriu inconfundabil. Nu știu să fredonez în rusă, dar dacă vrei să spun ceva rusă, pot să spun Krasatolișka, că asta am învățat săptămâna asta. Ce înseamnă Krasatolișka? E ceva de bine. Frumușico. Deci, draga mea Lili, Krasatolișka. Da. Krasatolișka. Krasatolișka. Da. Mulțumesc. Învăț și eu atâta cât pot. Nu pot să spun că o să învăț să vorbesc la perfecție. Vedem primăvara în față cu aceste proiecte frumoase. Le așteptăm și desigur vă așteptăm. Cu mare bucurie. Mi-a fost foarte greu ca dar să mă trezesc de dimineața asta, pentru că eu cred că n-aș fi venit la altcineva. Știți cât vă iubesc eu pe voi. Mulțumim, și atunci frumos. Când mă sunați, eu sunt prezent. Dar e greu pentru că trebuie să te scoli de dimineață. Eu nu știu cum vă treziți voi pe la 5-6 ca noi să ne culcăm de vreme seara. Pe la 10 deja dormim. Și da, asta e suplinim. Bine. Am văzut dimineața asta mai întâi am pus papionul și pe urmă cămașa. Așa se întâmplă. Da. Suntem aveziți de dimineață. Da, oricum vă felicit pentru faptul
faptul că sunteți atât de spontani, lumea se trezește cu voi și asta e foarte bine. Mulțumim tare mult. Încercăm și noi cât putem. Știm că în această dimineață ați mai venit cu o piesă. O piesă pe care mi-a scris-o Ivan Linkovski, un basarabean extraordinar de talentat, un orchestrator de excepție. Sper să vă facă plăcere să ascultați această melodie. Cu mare bucurie o să o cânt în premieră, că n-am cântat piesa asta la voi niciodată. Și versurile sunt scrise de Narcisa Vădănei. Sper să vă placă. Cum se numește? O să scrie pe ecran. Auziți, bine, hai să o ascultăm așadar în premieră. Sunt lângă tine! Mulțumim! Mulțumim! Melodia surpriză în premieră la prima oră de la Paul Surugiu Fuego. Știu sărutul, mi-e frică când nu suntem doi. Și chiar de mi-ar cere trecutul, n-aș vrea să te dau înapoi. Ori poate destinul creează un plan pentru noi amândoi și-n lume povestea n-așează cu tot cu iubirea de-apoi. Sunt lângă tine și viața asta te păstrez doar cu mine. Să-mi fii aproape pentru astăzi și mâine. E vremea mea să te iubesc, e vremea mea. Sunt lângă tine, te vreau și simt acum că ne este bine. Și timpul nostru cât iubirea nu ține. E vremea mea să te iubesc, să te iubesc. Povestea în ani să ne fie un cântec ce-l spun tuturor. Ca tine nu-i nimeni să știe cât e de înalt al meu zbor. Dar vii fără teamă să-mi las la tot să renunț pentru noi. Eu pot să îmi iau bun rămas cu tot cu furtună și ploi. Sunt lângă tine și viața asta te păstrez doar cu mine. Să-mi fii aproape pentru astăzi și mâine. E vremea mea să te iubesc, e vremea mea. Sunt lângă tine, te vreau și simt acum că ne este bine. Și timpul nostru cât iubirea nu ține. E vremea mea să te iubesc, să te iubesc. Să te păstrez doar cu mine. Să-mi fii aproape pentru astăzi și mâine. E vremea mea să te iubesc, e vremea mea. Sunt lângă tine, te vreau și simt acum că ne este bine. Și timpul nostru cât iubirea nu ține. E vremea mea să te iubesc, să te iubesc. Mulțumim, mulțumim, mulțumim!
Bravo! Ce dimineață frumoasă! Mulțumesc! Mulțumim! Nu știu ce gătiți acolo, că miroase extraordinar! Cu noi, în câteva minute o să fie gata! Mulțumesc! Când am văzut amenințarea, a venit și eu cu o floare! Foarte bine! Bravo! Mulțumim! Vă doresc succes, mi-a făcut plăcere să vă revăd și vă, cum să spun, urmăresc atunci când vin în Republică cu mare bucurie! Mulțumim din suflet! O primăvară spectaculoasă! Mulțumesc frumos! La mulți ani tuturor doamnelor cu intrarea în primăvară, cu 8 martie, să fiți sănătoase!